Am ascultat cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care ne vorbește despre plinătatea Dumnezeirii care se află în Iisus Hristos. Am ascultat de asemenea cuvânturi Evangheliei, relatând două evenimente din prima perioadă a șederii Dumnezeului om pe pământ, Iisus Hristos, tăierea împrejur a opta zi și călătoria la Ierusalim din Nazaret a Domnului Hristos la vârsta de 12 ani. Întreită, zic, este această sărbătoare pentru că, pe de o parte, cinstim tăierea împrejur a Domnului Hristos, pe de altă parte, avem marea sărbătoare închinată Sfântului Vasile cel Mare și, în al treilea rând, un început nou de drum, un an nou cu tot ceea ce cuprinde pentru viața pământeană și nădăjduim pentru cea cerească acest început de an nou. Întreită sărbătoare și întreită laudă se aduce fiecăreia din cele trei sărbătoare pe care, ca într-un mănunchi de nestemate formate din inimi de creștin, încercăm la început de an să-L aducem lui Dumnezeu, cel întreime lăudat. Este sărbătoarea tăierii Domnului nostru Iisus Hristos împrejur, chip al smereniei, chip al făgăduinței și chip al rugăciunii lui Iisus. Pentru că sărbătoarea tăierii împrejur este în primul rând smerenia lui Dumnezeu, arătată în forma sa desăvârșită, căci nu am venit, spune El, să stric legea, ci să o împlinesc. Să o împlinesc și în același timp s-o umplu de viață, de conținut și de lumină. Tăierea împrejur a Domnului Hristos, în al doilea rând, este chip al făgăduinței omului că va fi în legătură cu Dumnezeu și făgăduința lui Dumnezeu că nu-L va părăsi niciodată pe om. Este legământul stabilit de Dumnezeu cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob, arătat în chip văzut prin tăierea împrejur, legământ și făgăduință și promisiune care ar trebui să fie prezente în viața noastră la fiecare început de zi, de an, de săptămână, de nouă perioadă în viața noastră. Viu este Dumnezeu căruia slujesc. Astăzi mă voi prezenta în fața lui Dumnezeu, amintea Sfântul proroc Ilie și cred că o făcea în fiecare zi. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Este cuvântul rostit, crede-mă, în fiecare zi, poate, în fiecare clipă răsuna acest cuvânt în inima și în mintea și în credința prorocului David. În al treilea rând, sărbătoarea tăierii împrejur este clipa în care Dumnezeu, omul, Hristos Domnul, primește numele de Iisus,
Iisus care înseamnă Dumnezeu mântuiește. Acest mare și dumnezeiesc nume dat de Dumnezeu prin oameni pruncului Iisus a devenit de-a lungul vremii numele cel mai des folosit, cel mai răspândit. Uneori și în viața unora acest cuvânt este prezent clipă de clipă, ceas de zi și ceas de noapte, prin rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Puterea rugăciunii, altoită pe puterea numelui, țâșnește, izvorăște din inima, cugetul și mintea unor creștini de altă dată, dar și a multora din Sihăstri și din viața de familie chiar astăzi, în zilele noastre, precum izvorăște, precum țâșnește apa din izvor, limpede, curată, fără zvâcniri și neîncetat. Cea de-a doua parte a sărbătorii de astăzi este închinată cinstirii Sfântului Vasile cel Mare și lui întreită cinstire se aduce de biserică de mai multe ori, pentru că Sfântul Vasile cel Mare a fost ierarhul prin excelență, mare teolog și mare apărător al dreptei credințe. Pe de altă parte, a fost iubitor de săraci, iubitor de monahi, iubitor de rugăciune. A fost chipul intelectualului creștin desăvârșit, al diplomatului creștin desăvârșit, al sacerdotului alcătuitor de dumnezeiască liturghie, pe care iată astăzi și de alte 9 ori de-a lungul acestui an va fi săvârșită. Mare și adânc și cuprinzător a fost chipul Sfântului Vasile cel Mare, care răsună ca model desăvârșit în inima slujitorilor bisericii, în inima ierarhilor îndeosebi, în inima creștinului celui adevărat. În al treilea rând, astăzi este începutul unui nou an. Ce gânduri, ce simțăminte, ce stări sufletești vor trece prin ființa noastră lăuntrică de-a lungul și de-a latul acestui an. Singur Dumnezeu știe. În primul rând ne întrebăm câte clipe din curgerea acestui an vom fi în legătură cu Dumnezeu și câte ceasuri și poate zile vom fi departe de El. De fapt, în mod real, lungimea unui an se măsoară în numărul de clipe și intensitatea lor trăite în legătură cu Dumnezeu. În al doilea rând, preluând cuvântul Părintelui Teofil de la Sâmbăta de Sus, care a spus să-L respirăm pe Dumnezeu așa cum
respirăm aerul clipă de clipă. Adică, cât va fi prezent în viața noastră, cât va intra în noi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu de-a lungul acestui an, sau cât vai vom respira aer viciat, alcătuit din prea multele noastre păcate, îndepărtări față de Dumnezeu. Și în al treilea rând, ne întrebăm la început de an, vom fi pe calea care duce către Dumnezeu în acest an sau vom rătăci adesea pe aiurea? Va fi voia lui Dumnezeu singura lege a vieții noastre sau ne vom alcătui legi și îndreptare și direcții și inspirații care nu au nimic de-a face cu taina smereniei lui Dumnezeu, cu taina sfinților lui Dumnezeu sau cu taina unui nou început? Îl rugăm pe Dumnezeu să fie prezent în viața noastră, să ne aibă sub ocrotirea sa, harul Duhului Sfânt să se înnoiască zi de zi în viața noastră, ca anul pe care l-am început să fie un an bine plăcut Domnului. Amin.